În satul Albina din raionul Cimișlie a fost dat în exploatare un local renovat pentru grădinița Albinuța. Localul se află la primul etaj al gimnaziului din localitate și a fost reparat în cadrul unui proiect în valoare de circa 700.000 lei din fondul de susținere a instituțiilor preșcolare acordat de către Guvernul României. Vă spun că inițiem lucrul peste o probă. Ați avut onoarea de un antreprenor care e mai hărnicuț ca ceilalți și sunteți unii dintre primii care dăm exploatare, adică mai este ceva de lucru, dar dăm exploatare acest obiect și sperăm că nu ne oprim la aceasta. Doamna directoare, văzând această dorință și văzând acești copilași frumoși, care cred că este viitorul nostru, dacă noi nu investim în copii, atunci nu este bine, de atunci degeaba trăim pe acest pământ. 86 suma obiectă să stavă parată 500 tisăci lei, remontă hrăbuiată, bine proведем ремонт груп, садика пищеблок, включая столовую, кухню, посудомоечную, два санузла на первом и втором этаже, коридоры, входы, выходы. Заменили окна полностью, сантехника, стены, полы. То есть проведена хорошая работа, и слава Богу, что это все осуществилось. În cadrul proiectului au fost renovate încăperile grădiniței, asigurate cu mobilier, sistemul de încălzire, grupurile sanitare și cantina grădiniței. Я сегодня хочу сказать слова благодарности районному консилиуму, дирекции Денвицемент, примарии. Хочу сказать всем работникам нашего коллектива, хочу сказать всем родителям, которые приняли и внесли участие, внесли свою маленькую лепту в эту красоту, в это благосостояние, в эту радость, с которой будут жить наши детки. Здание хорошее, теплое, есть все условия для того, чтобы детки здесь находились. И, конечно, как было раньше, до ремонта, и как сегодня, это большая разница. Здесь мы ощутили красоту, уют, тепло, комфорт для детей. А это самое главное, потому что дети – наше будущее. S-a schimbat gospodăria din subsol, care a fost subsol, s-a schimbat la etajul 2, vedeți care sunt condițiile, care sunt aparatajul, s-a schimbat plită electrică cu ventilare, cu secție de spălătorie, cu camera de primire a hrănei. S-au schimbat dormitoarele, practic complex, s-au făcut reparații capitale și s-au procurat și un mobilier de dormit, mobilier pentru joacă, jucării, ceea ce mai trebuiește. Cei 35 de copii din câteva grupe ale grădiniței Albinuța au cele mai bune condiții de educație. Îmbucurător este faptul că în localitate a apărut tendința de creștere a numărului de copii. Doar în acest an așteaptă să vadă lumina zilei 10 noi născuți. Ce facem noi aici? Noi așa. Ce anume? Cine? Pate! Cum îi cheamă pe prietenii tăi? Cum îi cheamă? Ia spune, cum îi cheamă? Nu știu. Nu, pideșul, cum îi cheamă? Dană. Cine este? Asta e sine. Dima. Dima. Dar acolo cine este? Cine este? Alicia. Alicia. Rândunica, rândunea. Cum? Cum clădești căsuța ta? Tipa, tipa. Tipa, tipa. Cum? Aripa. Aripa. Ciocboc. Ciocboc. Cumicu. Cumicu, cioc. În total, în raionul Cimișlia vor beneficia de suportul Guvernului României 21 de grădinițe. În Republica Moldova vor fi renovate 400 de instituții preșcolare din ajutorul acordat de Guvernul României în valoare de 10 milioane euro.